Bună ziua! Astăzi, împreună cu familia mea, am pus prima piatră de temelie pentru a asigura că Republica Moldova, drepturile omului să fie respectate. Am votat pentru viitorul Republicii Moldova, pentru un viitor prosper, într-o Moldova unde există o stare de normalitate, de înțelegere, de unitate și dorințe de a ne dezvolta împreună, cu toții împreună, atât Republica Moldova cât și în afara țării, ca copiii noștri să aibă toate condițiile în țara noastră, la școală, la universitate, în orice clinică, spital și având în vedere că Republica Moldova trebuie să dezvolte europenește, democrat, în mod democratic, trebuie să asigurăm un parcurs european pentru interesul Republicii Moldova. Votăm viitorul, nu votăm trecutul și astfel sper ca fiecare din noi să contribuie pentru o Moldova unită și prosperă.